Slăviți să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm, să recitim psalmul 91 și Dumnezeu să continue să ne vorbească. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui tot puternic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei, el te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripele lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie se cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanal turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piantră vei păși peste lei și peste nămpărci și vei călca peste pui de lei și peste șerp. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Vă invit să vă reașezați. Psalmul 91, pentru mine personal este un psalm favorit, un psalm preferat. Mi-a plăcut să-l citesc, să-l memorez, mi-a plăcut să vorbesc despre el. Seara aceasta când fratele Petru mi-a spus că vorbește din psalmul 91, m-am gândit, am predicat de zeci de ori din acest psalm și în această seară mă gândeam să-l... și mă gândesc să-l privesc din și dintr-o altă perspectivă, o perspectivă nouă în care... Ne putem regăsi fiecare dintre noi. Și anume să-l privim din perspectiva puterii extraordinare de care poate beneficia credinciosul, omului Dumnezeu. Puteri extraordinare ale credinciosului. În acest psalm voi scoate în relief șase din aceste puteri extraordinare pe care Dumnezeu le pune la dispoziția ta. În primul rând, Dumnezeu pune la dispoziția noastră puterea Cuvântului. Știți că Cuvântul are putere? Știți că ceea ce rostești, ceea ce spui, ceea ce zici, ceea ce afirmi, ceea ce vorbești, știi că are putere? Pentru că zici. De aceea nici unui neurocine nu te va ajunge, pentru că zici. M-am obișnuit, m-am deprins, cei care mă cunosc mai bine știu, nu-mi place să aud cuvântul, nu pot, mai ales să rostești. Pentru că zici. Gândește-te întotdeauna la puterea, la eficiența cuvântului. Acum știința a avansat foarte mult și tot mai mult, ceea ce altă dată părea ridicol, religia era luată în batjocură, credința, puterea cuvântului, rugăciunea și toate astea, spuneau să-mi basme, să-mi povești, dar acum, cu toată, toată tot, tot ceea ce se întâmplă cu medicina și modul în care știința deja reușește acum să, să pătrundă în universul acesta atât de necunoscut până acum, Omul, în organismul său, se produc milioane, milioane de procese chimice. Și toate acestea sunt declanșate de creier, în mod special. Ceea ce gândești și apoi ceea ce rostești nu sunt doar cuvinte, nu sunt doar vorbe, dar toate declanșează în tine acele procese chimice care apoi. Afectează toate organele, tot organismul și tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dacă zici, nu pot, nu știu, vai de mine și vai și vai, voi credeți că degeaba poporul lui Dumnezeu este un popor care binecuvintează? Credeți că puterea laudei este o putere deosebită, puterea aceea, puterea cuvântului, pentru că zici. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. E foarte important ceea ce zici și e important dacă ceea ce zici este despre Domnul. Focalizează-ți, focalizează-ți vorbirea asupra lui Dumnezeu, vorbește despre Domnul. Puneam nu de mult și poate e important să, să reluăm lucrul acesta, să spuneți, spuneți că Domnul împărățește, spune despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Pentru că dacă zici, eu mă descurc, eu sunt pocăit, eu pentru că eu, nu știu cât vei beneficia și nu știu cât îți va merge, dar dacă zici, Domnul, Domnul este locul meu de adăpost. În săptămâna aceasta, puneți în inimă, când te trezești dimineața, când te duci seara la culcare, obișnuiește-te întotdeauna să te concentrezi asupra ceea ce rostești. Sunt cuvinte pe care, dacă le rostești, au o mare, mare putere. Spune, Domnul este locul meu de adăpost. Se întâmplă atâtea în jurul nostru. Trăim sub amenințări ale războiului, ale bombelor nucleare, ale uh, inflației, ale creșterii dobânzilor, ale crizelor de un fel sau de altul și trăim sub aceste amenințări și uitați-vă în Psalmul 91 câte amenințări. Și totuși, Există oameni, există credincioși care au la dispoziție puteri extraordinare și prima dintre ele este puterea cuvântului, puterea mărturisirii. Pentru că zici, așa că începe săptămâna, începeți ziua, începe să înfrunți problemele altfel, spune problemei tale despre Domnul, spune lui Golia despre Domnul. Da, Domnul este locul meu de adăpost, Domnul m-a scăpat din ghearele leului, Domnul a fost cu mine și pentru că zici, vei vedea puterea măreață a acelui cuvânt. A doua putere deosebită pe care o are la dispoziție credinciosul este puterea iubirii. Versetul 14 spune așa, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi spăvi, fiindcă mă iubește. Relația cu Dumnezeu nu e o relație plictisitoare, nu e o relație monotonă, nu e ceva trebuie, ca așa trebuie. Relația credinciosului cu Dumnezeu este o relație a iubirii. Îl iubim pe Dumnezeu. Și când îl iubești, puterea aceasta a iubirii este una dintre cele mai mari puteri și păcat că poate tineri înțeleg mai bine decât noi ce înseamnă puterea iubirii. Unii s-au cam plictisit de iubire. Unii au cam uitat ce înseamnă puterea iubirii. Că ești gata să faci orice pentru iubire. Ești gata să renunți la orice pentru iubire. Nu te ia somnul, uiți de mâncare, uiți de apă, uiți de orice atunci când iubești. Când nu iubești, și dacă nu ți-i sete, mergi să bei apă. Și dacă nu ți-i foame, te duci să mănânci, să cauți mâncare. Te plictisești, pentru că lipsește iubirea. Însă iubirea are în ea puteri, este o cântare frumoasă, puteri nebănuite are în ea dragostea. Este o forță ce mișcă cel mai mult în universul acesta și acea forță, acea putere nebănuită este dragostea. Și eu cred că în seara aceasta, vreau să cred că în seara aceasta, ceea ce v adus aici, ceea ce vă mișcă, ceea ce vă conduce înspre locul de închinare este dragostea pentru Domnul, da? Fiindcă dragostea Lui ne strânge. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Puterea iubirii. Puterea iubirii. A treia mare putere pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră este puterea cunoașterii. Tot versetul 14 spunea: Îl voi ocoliti, căci cunoaște numele meu. Ce este Domnul pentru tine? Sub care nume îl cunoști tu? Când vorbești despre numele lui Dumnezeu, nu e vorba doar de un nume, ci când spui numele lui Dumnezeu, spui atributele lui Dumnezeu, spui calitățile lui Dumnezeu, spui caracterul lui Dumnezeu, spui tot ceea ce poate face Dumnezeu pentru tine. Și îl poți cunoaște Dumnezeu Mântuitorul, îl poți cunoaște Dumnezeu Vindecătorul, îl poți cunoaște Dumnezeu Călăuzitorul, îl poți cunoaște Dumnezeu Steagul meu, îl poți cunoaște Dumnezeu Este Tăria mea, îl poți cunoaște Dumnezeu Este Adăpostul meu, îl poți cunoaște Dumnezeu este Cetățuia mea, îl poți cunoaște Dumnezeu Este Ocrotirea mea, îl poți cunoaște sub atâtea nume în care vezi relația ta cu Dumnezeu, căci cunoaște numele meu. Să-L cunoști pe Dumnezeu, puterea cunoașterii, dacă nu ești interesat, dacă atunci când se vorbește despre Dumnezeu, ție nu-ți pasă, singur te privezi de ceea ce eu în seara aceasta definesc o mare putere, puterea cunoașterii. Atât de importantă este cunoașterea. Îl voi ocroti că-ți cunoaște. Îl voi ocroti că-ți cunoaște numele meu puterea aceasta a cunoașterii, să-L cunoști pe Dumnezeu. Te va, te va ocroti, vei înțelege mult mai mult când știi lucrurile, altfel, altfel gândești, altfel reacționezi când cunoști. Dacă nu știi cum zbară avionul, normal că ți-e frică. Dar dacă te-ai informat și vezi cam cum e, nu mai ai atât de multă frică. Dacă urci într-o mașină și nu știi cum funcționează, și nu știi totul, și poți să ai tot felul de, de fobii, dar dacă cunoști, și dacă mai ales îl cunoști pe Dumnezeu, îl cunoști pe cel care este stăpân, care este suveran, care este atotputernic, care este mai presus de toți și mai presus de toate, slăviți să fie numele Lui. Când îl cunoști pe el și cunoști numele lui, atributele lui, caracterul lui, când cunoști toate aceste lucruri, îți dai seama că această cunoaștere devine o putere extraordinară. Dumnezeu să ne ajute să-l cunoaștem tot mai mult. În al patrulea rând, o altă putere deosebită este puterea rugăciunii. Versetul 15 spune așa: Când mă va chema, ei voi răspunde. Știi când îți va răspunde Dumnezeu? Când îl vei chema? Noi vrem să ne răspundă Dumnezeu fără să-l chemăm. Vrem să ne ajute Dumnezeu fără să-i cerem, fără să ne rugăm. Te trezești dimineața, te duci, te-ai rugat. Vrei Domnul să fie cu tine. Când îi va răspunde? când mă va chema. Voi fi cu el în strâmtorare. Cum vrei să fie Domnul cu tine mâine, dacă tu când te trezești dimineața nici măcar nu spui un Doamne ajută-mă? Dacă nici nu trece măcar prin cap să te rogi. Că acum se poate întâmpla, se pot întâmpla lucruri. Ai uitat într-o zi să te rogi, ai uitat, bun, remediezi, repari cumva, dar întâlnești oameni care nici măcar nu le trece prin cap că ar trebui să se roage, nici măcar nu știu ce e aceea rugăciune sau de ce ar trebui să se roage, nu-i tot una, nu se schimbă nimic, când mă va chema, îi vă răspunde. Spunea Iacov, un cuvânt pe care totdeauna l-am subliniat, mare, Putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihanit. Mare putere are. Rugăciunea nu e ceva plictisitor, nu e ceva umplem și noi timpul, să meargă cine-i bolnav, să meargă cine are probleme. Mare putere are rugăciunea. Și când îl chem pe Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu tine, Dumnezeu îți va răspunde și în strâmtorare, El va fi cu tine. Dacă îl chem. De aceea Biblia ne spune în relația omului cu Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea neapărat cu forța, nu te obligă, nu te caută, nu te ia cu arcanul. Ci Dumnezeu spune, caută și mă vei găsi. Cheamă-mă și îți voi răspunde. În relația aceasta cu Dumnezeu trebuie să existe și inițiativa ta, dorința ta, căutarea ta, de aceea această putere a rugăciunii este o putere extraordinară pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Săptămâna aceasta vom avea seri speciale de rugăciune, joi, vineri, sâmbătă. Vom face și dimineața pentru cei care sunt schimbul 2. Noi facem totul și să fie totul cât mai la îndemâna oricui. Ca să nu spună cineva, am vrut, dar asta e schimbul 2. Dacă îl cauți, dacă îl chemi, el îți va răspunde. Dar dacă nu-l chemi, dacă nu-l cauți, dar dacă nu te rogi, cum vrei să fie Domnul cu tine? Se întreba Gedeon, Domnul este cu noi. Cum? Dar de ce Domnul este cu noi? Păi Gedeon, în casa tatălui tău este altarul lui Bal. Și tu vii și îmi spui, de ce nu este Domnul cu noi? De ce noi suferim dacă Domnul este cu noi? Rezolvă problema. O altă putere deosebită pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră este puterea îngerilor. Versetul 11. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți slovești piciorul de vreo piatră. Îngerii, Billy Graham spunea despre îngeri că sunt agenții secreți ai lui Dumnezeu, agenții nevăzuți ai lui Dumnezeu. Biblia ne spune despre ei că sunt duhuri slujitoare pentru cei ce vor moșteni mântuirea, adică pentru noi. Știți că în locul acesta sunt îngerii lui Dumnezeu? Știți că în jurul celor ce se tem de Domnul tăbărăsc, îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El, știți că îngerii lui Dumnezeu sunt nevăzuți, noi nu-i percepem, nu-i vedeam. Dacă ne-am rugat așa cum s-a rugat altădată Elisei, Doamne deschide-i ochii să vadă că cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei. Și noi neglijăm, credem că suntem singuri, Dumnezeu ne-a abandonat, dar Dumnezeu trimite, El va porunci îngerilor Săi să te păzească. Îngeri puternici, puteri ale lui Dumnezeu puse la îndemâna noastră, la dispoziția noastră, ca Dumnezeu să ne păzească, zi și noapte, gardă de corp permanentă, în toate căile tale. Dar toate acestea sunt puse la dispoziție, nu uitați că de asta le iau pe rând. Pentru că stai la subocrotirea celui preanal, pentru că zici despre Domnul, pentru că faci din cel preanal, pentru că îl iubești, pentru că îl cunoști, cultivi o relație cu el. Cunoașterea nu e doar o informație, nu e doar o, o teorie despre el pe care ai auzit-o și doar atât ai asimilat-o. Cunoașterea are ceva mult mai profund, e vorba de o relație profundă cu Dumnezeu. Și mă apropii de încheiere cu ultima din, din puterile pe care Dumnezeu le pune la dispoziția noastră. Versetul 13 spune așa, Vei păși peste lei și peste năpărți și vei călca peste pui de leu și peste șerpi. Puterea curajului. Nu, Dumnezeu nu spune, eu mor lei, nu peste lei morți, nu peste cadavre de lei vei trece, vei păși peste lei, vei păși peste năpârci, vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Adică toate acele animale de care ei se fereau, pe care le considerau foarte periculoase, de care fugeau, pe care totdeauna le evitau, cel care stă sub ocrotirea celui prea înalt are curaj și Dumnezeu pune la îndemâna noastră acel curaj sfânt, să nu-ți mai fie, frică, nu trebuie să te temi, să ai curaj, puterea curajului. În raport cu animalele, ele simt asta, Simt o persoană care se teme și o persoană care are curaj, care este determinată, care este hotărâtă, care se înfrunte și asta, realitatea o arată foarte foarte clar aici. Și animalele simt când o persoană deja începe să tremure. Și nu mai zic, dacă întoarce spatele și vrea să fugă, mai ales în raport cu ursul, te-ai terminat. Puterea curajului să ai curaj, să nu te temi, să poți călca, să vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Și acum nu despre animalele acestea este vorba, cât e vorba de situațiile periculoase din viață, despre lumea spirituală, lumea duhurilor. Am văzut de multe ori învățători de genul acesta, nu, nu, nu cumva să vorbim despre, să nu, nu, nu ne spune de, de astea, că vrem să dormim bine, să nu, nu, să nu tulburăm, că dacă începem să vorbim, știi, după aia vin, ne urmăresc și intrăm, stăm acolo liniștiți mai degrabă, hai să vorbim despre mașini, despre altceva. Puterea curajului, nu trebuie să te temi, pentru că Dumnezeu dă autoritate, dă putere. Și vrem în seara aceasta să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să întărească fiecare credincios. Psalmul 91 este și va rămâne actual și în vremea noastră. Și în vremea aceasta. Dumnezeu să facă noi să creștem așa cum Psalmul 84 spunea, ei merg din putere în putere. Să înțelegi în această seară secretul puterii, pentru că trebuie să înțelegi acest secret al puterii. Samson a avut un secret al puterii. Și tu ai un secret al puterii și trebuie să-l înțelegi, trebuie să-l descoperi și trebuie să-l să aplici, trebuie să-l pui în acțiune. Dumnezeu a pus la dispoziție puteri extraordinare pentru noi. Puterea cuvântului. Pentru că zici. Așadar, Analizează-ți fiecare cuvânt. În fața oricărei situații, ridică ochii spre cer și spune: Domnul este locul meu de adăpost. Și vei vedea că puterea aceea a cuvântului este deosebită. Spuneți printre neamuri: Domnul împărățește. Domnul este Petron, Domnul este Dumnezeu, slăvit să fie în numele lui. Puterea cuvântului, puterea mărturisirii, ei l-au biruit. Prin cuvântul mărturisirii lor. Puterea iubirii, fiindcă mă iubește, zice Domnul. Fiindcă mă iubește, de aceea îl voi zbavi. Puterea cunoașterii îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Cultivă o relație cu mine, o părtășie personală cu mine, cunoaște numele meu. Mă știe, știe cine sunt. Când el spune Domnul, acum cuvântul acesta Domnul pentru noi e doar o persoană față de care, mai ales necunoscut, arătăm așa o formă de respect, de educație, de politețe. o formulă de politeție pentru noi Domnul acum. Dar nu Domnul e, e altceva. Când citești cuvântul Domnul, înseamnă stăpân, înseamnă o autoritate supremă față de care nu mai există o altă autoritate mai mare. Acesta este Domnul. Când spui Domnul, e cineva peste care nu mai este nimeni altcineva. Nu este unul mai mare, nu este unul mai tare ca el. Și când tu rostești asta, când tu știi asta, de cine să-ți mai fie frică? Puterea rugăciunii, când mă va chema, îi voi răspunde și voi fi cu el în strâmtorare. Cât de mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Noi nu ne rugăm pentru că avem un ritual și trebuie să o facem neapărat. Ne rugăm pentru că credem în puterea rugăciunii. Credem că atunci când închidem ochii, dar deschidem ochii spre Dumnezeu, când începem să rostim cuvinte, cineva chiar ne aude, cineva chiar ne ia în seamă, cineva chiar notează, cineva chiar consemnează, cineva care chiar stă de vorbă cu noi, slăvit să fie numele Lui. Cineva care chiar ne ascultă, cineva care chiar ne răspunde, cineva care chiar ne ajută, binecuvântat să fie numele Lui. Puterea îngerilor, agenți secreți al Lui Dumnezeu, agenții nevăzuți ai Lui Dumnezeu, slujitori, puși de Dumnezeu în folosul nostru. El va porunci îngerilor săi. Voi cunoașteți puterea vreunui înger? Un înger al Domnului, într-o singură noapte, într-o armată 185 de mii de soldați au omorât un singur înger într-o noapte. Ca să vă dați seama cam care este puterea îngerilor. Adică să te temi de duhuri necurate, că te vor ataca duhurile, că intri, că îți face cineva când înaintează cei răi împotriva ta, să-ți dai seama Că stau îngerii lui Dumnezeu și un înger are putere. Putere pe care a dat-o Dumnezeu și pe care Dumnezeu spune, o pui la dispoziția robilor mei. El va porunci îngerilor săi să te păzească. Și când știi că ai așa o gardă de corp, când știi că ai întotdeauna îngerii lui Dumnezeu în preajma ta, de cine să-ți mai fie frică? Puterea curajului. Ceea ce contează de multe ori este curajul, curajul de a merge înainte, curajul de a nu te opri, să știi că Domnul este cu tine. Și s-a întâmplat și Scriptura ne arată un Daniel care a închis gurile leilor, un om care a pășit peste lei, un om care a împlinit literal acest verset. A pășit, a stat cu curaj, n-a leșinat, când a ajuns Daniel în groapă, a leșinat, când a văzut dita mai lei, a pășit peste lei. Pavel a primit și el, a pășit peste năpârci, a scuturat năpârca în foc și nu s-a întâmplat nimic. Oamenii se așteptau, gata, moare. Nu s-a întâmplat nimic. Dar Pavel a avut curaj, nu se uita mereu și nu a început să tremure, gata, ce se întâmplă. A avut curaj și l-a lăudat pe Dumnezeu și s-a încrezut în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a pus la îndemâna noastră puteri extraordinare. Și în seara aceasta suntem aici, și Dumnezeu spune, toate astea le pun la dispoziția ta, dar tu le accesezi. Adică, ele stau la îndemâna ta, e ca o mâncare care stă pe masă, dar degeaba mâncarea este pusă, degeaba masa este întinsă, dacă tu nu servești. De aceea, Domnul Isus spunea, rămâneți în Ierusalim, voi veți primi o putere. Avem nevoie de putere. Puterea cuvântului, ca să ai cuvânt, trebuie să-l cunoști. Trebuie să-l rostești. Trebuie să te obișnuiești, să ai cuvântul de laudă. Totdeauna să l lauzi pe Dumnezeu, să spui, Domnul este locul meu de adăpost, Domnul este tăria mea, Domnule este mea, să lauzi pe Dumnezeu. Pentru că există o putere în a-l lăuda pe Dumnezeu. Eu strig, lăudat să fie Domnul, eu strig aleluia cu alte cuvinte, ca asta înseamnă, spunea David, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei să-L pe Dumnezeu. Să înalți o cântare de laudă, să-L binecuvintezi pe Domnul. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să asculte cei nenorociți. Nu vă mai plângeți, vai de mine, e nenorocire, e greu, cât de greu, e greu, nu mai pot. Scoateți din vocabularul vostru, scoateți din dicționarul vostru cuvintele astea, înlocuiți-vă, puneți alte cuvinte, lăudați să fie Domnul. Domnul este locul meu de adăpost, mă încred în Domnul, Domnul este mare, El este Dumnezeu, El este puternic, mai presus de toți Dumnezeii, El stăpânește în veci, Domnul împărățește. Dar tu decizi dacă accesezi puterea laude sau accesez puterea descurajării. Nu pot, nu știu, mai de mine, gata, s-a terminat. Tu decizi. Tu decizi dacă vei accesa puterea iubirii, să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta sau îți vei alipi inima de altceva, vei iubi altceva. Tu vei Decide în seara asta dacă vrei să accesezi puterea cunoașterii lui Dumnezeu, să-l cunoști pe Dumnezeu, să cunoști numele lui. Tu vei decide dacă vei accesa puterea rugăciunii, vei înțelege cât de importante sunt cuvintele în rugăciune, când te pleci în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu sunt minute pierdute, nu sunt clipe așa care trebuie doar să treacă, ci există o putere extraordinară în rugăciune. Trebuie să înțelegi că există o putere extraordinară în îngeri pe care Dumnezeu, chiar dacă tu nu-i vezi, sunt în jurul tău și te vor păzi. Și că în jurul tău stă o armată de îngeri, dacă te temi de Dumnezeu. Puterea curajului. Nu trebuie să te temi, nu trebuie să-ți fie frică, nu trebuie să tremuri, trebuie doar să te lauzi, doar să te rogi lui Dumnezeu să-i spui lui Dumnezeu problemele tale și necazurile tale. Dumnezeu să se îndure de noi. Haideți să ne ridicăm.